Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul pentru săptămâna viitoare, Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești, cu tarotul transparent, oracolul iubirii. Și la sfârșit vom cere un sfat din partea cărților de ceai. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Și nu uitați să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în acest moment. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Aș dori să purific energiile cu campanele tibetane. Eu le folosesc pentru tratamentele Reiki și ajută la trezirea vibrațiilor energiei, ajută la mișcarea energiei și la purificarea, bineînțeles. Dacă știți că vă deranjează sunetul campanei tibetane, vă recomand să dați volumul mai încet. Haideți să începem! Dragii mei, dragile mele, haideți să începem să vedem pentru următoarea săptămână cum va fi pentru dumneavoastră Zodia Pești, ascendentul Zodia Pești. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână, ce evenimente vor fi pentru Zodia Pești, ascendentul Zodia Pești, cum va fi viața dumneavoastră în următoarea săptămână. Haideți să vedem. Primul card pentru dumneavoastră este 3 de bețe. O colaborare. Văd că veți găsi persoane în ce privește dorințele dumneavoastră. Sunt persoane care vă vor ajuta pentru a vă îndeplini dorințele. Văd că veți acționa, veți face un drum. Văd că veți plănui un drum, o călătorie sau văd că veți plănui o colaborare. Văd că veți acționa în primul rând în ce privește un proiect al dumneavoastră, un proiect care vă pasionează. Wow, 3 de cupe! Pentru unii dintre voi aici văd că veți petrece, văd că veți socializa, văd că există pasiuni. Unii dintre voi există, vă aflați poate chiar într-o relație de cuplu, pentru cei care știți și sunteți. Aici văd că în următoarea săptămână văd că veți avea parte de întâlniri cu aceste persoane. 3 de cupe îmi spune și că în ce privesc dorințele noastre sau un proiect pe care îl veți acționa, în care îl veți pune în practică, veți avea parte de reușită, de succes. Văd că veți trece peste examene, văd că veți primi vești bune, care vă va bucura, care vă va ajuta, văd că veți petrece. Socializare, invitații cu prietenii, vă văd în jurul persoanelor, cu alte persoane și ale sele de spade. Văd că poate ați avut anumite, un disconfort fizic sau anumite probleme, văd că veți avea parte de vindecare, văd că veți face un drum unde vă va ușura această situație, nu tocmai plăcută, a fost un pic sau va fi o situație un pic mai grea, mai răscolitoare în ce privește interiorul dumneavoastră, adică o situație mai neplăcută, mai problematică. Văd că veți ieși din această situație, veți ieși la lumină, veți găsi lumina, văd că vă veți vindeca. Haideți să vedem. 8 de cupe. Văd că veți face un drum pentru a vă găsi pacea, pentru a vă găsi, pentru a aduce mai multă semnificație în viața dumneavoastră. Veți da la spate un trio, veți da la spate o situație neplăcută. Văd că veți face o schimbare importantă în ce privește viața dumneavoastră. Vă gândiți la acest lucru în următoarea săptămână. O schimbare importantă, da? Dar văd că vi se spune să fiți mai curioși, să analizați mai bine, să aprofundați mai bine, să vă informați mai bine, chiar și pe rețele de socializare. Văd aici că pajul de spade
curiozitate din partea dumneavoastră chiar să aflați mai multe, dar și foarte multă vigilență, adică mai multă atenție. Da? Văd că veți avea dubii, îndoieli și văd că veți avea foarte multe gânduri să vă interesați, să vă informați și văd că veți intra chiar și pe rețele de socializare. Și e posibil ca o persoană să vă dea o opinie, poate o opinie care vă va deranja, dar este o persoană sinceră. Haideți să vedem. Da. În ce privește documentele, unii dintre voi poate veți dori să divorțați, unii dintre voi veți discuta deschis în ce privește un contract de muncă sau în ce privește o relație de cuplu. Veți spune un adevăr, ceea ce nu a mers, ce nu merge. Aveți nevoie de echilibru și armonie în viața dumneavoastră, zodia balanță poate are un rol important. Cu justiția aici văd că va trebui să fiți mai curioși în ce privește un document legal. Pentru că văd că aveți o dorință pe care va trebui să o rezolvați în următoarea săptămână și vi se spune să luați o decizie importantă, dar și să aprofundați, să citiți mai bine acel contract sau să faceți drumuri în ce privește documentele. Să poate unii dintre voi să fiți mai curioși în ce privește o situație legală. Da? Cu justiția aici văd și foarte multă rigiditate. Da, rigiditate în ce privește o femeie sau poate în ce privește rigiditate poate în ce privește documentele, dar și rigiditate din partea justiției. Dar și în relația de cuplu văd foarte multă rigiditate. Văd foarte multe gânduri în următoarea săptămână în ce vă privește și văd că puneți în balanță pro și contra într-o decizie. Și vă gândiți la acea decizie să aduceți un echilibru și armonie în viața dumneavoastră. Optul de bețe îmi spune că veți dori să faceți un drum, călătorie, poate chiar să luați un avion. Doriți, veți primi vești, evenimente care au fost blocate se vor mișca rapid către dumneavoastră în următoarea săptămână. Zodii de foc, berbec, leu, săgetători au un rol important în viața noastră. Optul de bețe văd și foarte multe comunicări, evenimente care va trebui să mențineți pasul cu ele, dar și foarte multe mesaje și comunicări. Roata destinului. Ce să mai spun? Se va termina un ciclu. Roata destinului văd că veți avea parte de un acord. Veți face acel acord, veți face acel contract. Veți face acea colaborare, veți semna acel contract, văd roata destinului aici, văd că este destinat ceva să fie, o relație sau un contract este destinat să fie, acorduri, afaceri aici văd, că veți primi vești pentru afaceri, pentru a semna un acord, pentru a rezolva o situație. Cu roata destinului văd că veți avea parte de o șansă, de un noroc, dar și că trebuie să vă adaptați vieții, cu schimbările care vor veni în viața noastră. Și văd și eu, veți face un drum în trecut, dar văd, e posibil să aveți parte de o suferință sau de o dezamăgire, de o tristețe în ce privește o relație de trio. Dar în ce privește o relație de trio aici, sau văd că veți afla că sunteți într-o relație de trio. Și văd că se termină un ciclu karmic. Sunteți răniți de o persoană cu care colaborați. Ai, 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 ai. Sunteți răniți de în ce privește un contract aici. Văd că în următoarea săptămână va trebui să faceți un echilibru în ce privește instabilitatea dumneavoastră. În următoarea săptămână mi-au ieșit foarte mult toate cărțile de trei. Adică e ca și cum se întâlnește trecutul cu viitorul. Și acolo trebuie să aduceți un echilibru. Aveți grijă la relațiile de trio să nu se afle. Pentru că aici cineva văd că, vedeți, e ca și cum trecutul cu viitorul se întâlnesc. Și la început a ieșit aceste trei. Aveți grijă să nu se afle, pentru că aici, 3-3-3, văd o suferință, o tristețe. Dar văd și că, în ce privește contractele, văd că sunteți foarte buni în ceea ce faceți, sunteți foarte atenți la detalii. Dar ceva acolo nu merge cum ați dori.
Cifra 3 are un rol important în viața noastră. Cifra 3. Cifra 8, 6. Va fi o săptămână plină, să spun așa. O săptămână cu de toate. Regina de monede. Regina de monede îmi spune aici că sunteți foarte practică sau cu picioare pe pământ. Vă veți ocupa și de casă și de muncă în același timp. Sau o femeie în semn de pământ, o fecioară Capricorn, care va veni către dumneavoastră pentru a vă face o ofertă, pentru a vă oferi o sumă de bani, pentru a vă da o mână de ajutor. Eu văd că dumneavoastră sunteți, dacă sunteți dumneavoastră așa persoană, văd că vă place arta, vă place stabilitatea. Sau o altă femeie va veni în ajutorul dumneavoastră, va susține, vă va oferi ajutorul său și văd un nou început pentru dumneavoastră. Dar și că cineva aici își va lua zborul. Veți afla că e posibil că sunteți trădați și văd că va produce un caos în viața dumneavoastră pentru un nou început, dar și o săptămână foarte importantă pentru Zodia Pești, care poate duce la neînțelegeri în familie. Sau poate e posibil să aveți de-a face cu o familie din trecutul dumneavoastră cu care nu mai sunteți, sau să se repete anumite traume din trecut, să intrați în legătură cu familia dumneavoastră din trecut, dar în același timp să aveți probleme cu familia noastră din momentul de față. Dar vreau să zic că vă veți lua zborul din această suferință. Veți avea parte de un nou început, de un nou drum. Cred că vă veți lua cel puțin ceea ce aveți și veți pleca. Dar văd și o persoană care poate e imatură, instabilă, inconștientă, poate aduce un caos în viața noastră. Îi place să sară din floare în floare și cinciul de bețe aduce conflicte, competiții cu cei din jur, mentalități diferite. Poate vă aflați într-un grup de oameni unde se vorbește foarte mult, unde se discută foarte mult sau există neînțelegeri în casă, în familie. Sau conflicte din cauza acestui nou început. Dar văd că până la urmă o dorință dumneavoastră se îndeplinește și văd că veți ajunge la pace și la ușurare, dar va mai trece, trece timp, va mai dura. Haideți să vedem oracolul iubirii pentru Zodia Pești. Paradis. În următoarea săptămână văd că veți fi fericiți, vă veți bucura împreună cu persoana iubită, vă veți bucura unul de altul. Poate vă veți îndrăgosti, poate veți cunoaște o nouă persoană. Dar văd și că văd că vă lipsește ceva. Poate trecutul dumneavoastră, cum vă spuneam, văd că vă veți uita la poze și văd că aveți nostalgie în ce privește acest trecut sau vă lipsește o persoană din trecut. Și văd că veți acționa în ce privește un drum, poate peste hotare, și acolo veți face poze, da? Și vă veți simți bine împreună cu persoana iubită, în prezența sa, vă veți bucura, veți fi fericiți. Dar cineva nu-și arată adevăratele sale sentimente, văd că poartă o mască, ceva e aici ascuns în ce vă privește. Sau cineva vă va dezamăgi, nu-și arată, poate e o răceală sau pretinde de la dumneavoastră, dar nu oferă la fel. Văd că cineva poartă o mască. Haideți să vedem Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești. Da, și că pentru că poartă o mască, văd aici că vă va supăra ceva și văd că veți bloca pe cineva. Nu veți mai dori să vorbiți cu acea persoană, nu veți mai răspunde la telefon sau văd aici, poate persoana cealaltă, nu știu, dar văd că cineva se va supăra și va pune anumite bariere. Văd că nu veți dori să vorbiți cu o persoană și nu veți mai dori să comunicați. Văd că există instabilitate, dar se termină acest ciclu karmic. Văd că vi se spune să învățați din trecut. Instabilitate. Aici văd o confuzie totuși. Nu se știe ce se dorește cu adevărat. Cineva dorește să divorțeze, dar după aceea cineva se întoarce. E ca și cum e așa.
aveți destulă maturitate. Da, dar văd că veți avea parte de un nou început, să știți. Și cred că aveți nevoie să vă vindecați copilul dumneavoastră interior, pentru că cineva nu este încă matur, trebuie să se ajungă la o maturitate emotivă. Văd că o relație va evolua, va lua sporul, veți avea parte de un nou început, vă veți vindeca și văd că veți avea parte de o creștere interioară în această relație. Haideți să vedem. Zodia Pești, ascendentul Zodia Pești. Sunt prea multe. Ok. Da, aici este cineva mai dușmănos sau mai inteligent. Sau sunteți într-o competiție cu o altă femeie, pentru cei care știți că sunteți în această situație. Cineva aici este o altă femeie sau sunteți atenți pentru că nu mai aveți încredere sau știți că există o interferență din afară care se poate băga în relația dumneavoastră. Văd că veți afla acest lucru în următoarea săptămână, văd că va fi un eveniment șocant sau o veste, o surpriză. Și văd chiar și eu o discuție mai aprinsă care duce la o transformare. Văd că veți primi ceea ce veți avea nevoie. Văd că veți pleca sau veți face un drum, veți merge mai departe, veți progresa într-o relație de cuplu. Veți hotărâ să plecați, să spunem așa. Văd că veți avea parte de un nou job sau o nouă carieră în viața dumneavoastră. Veți găsi soluția la problemele dumneavoastră, veți fi fericiți, vă veți lua zborul, să știți. În ce privește un contract, în ce privește un acord, o afacere, va duce la fericire, la eliberare. Și văd că veți cunoaște o persoană străină veți face cunoștință cu o persoană străină care va avea o importanță în viața noastră. Va fi importantă această persoană și veți fi fericiți. A ieșit de două ori, veți avea parte de succes în afaceri. Veți străluci, veți fi fericiți, veți bucura. Poate veți merge într-o vacanță în țările calde, la mare, unde există foarte mult soare, e cald și văd că veți lua un avion, da? Vă veți lua zborul și văd că veți fi fericiți și vă veți simți foarte bine în propria persoană. Foarte frumos, dragii mei. Veți cunoaște o persoană nouă, un nou job, o nouă carieră care va aduce lumină, căldură în viața dumneavoastră, bani, succes. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, sper că dați un like. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută!